mult probleme cam oficiale, rar, foarte rar. Cum mă simt? Simt fără cravată. Cabine să comunicare, îmi plac să fie cinstit, în primul rând, și am promis să fac până la capăt, nu dau oamenii de tot așa, practic, la patrulea mandat, pentru că tot ce mi-a pus în gând să termin, să fac lucrul. Și pe urmă i-am spus că, păi și nu termin și nu mi-am pus eu, merg mai departe, păi și nu fac toate gândurile mele care le-am avut ca să facă, pe urmă, să rămân ceva bun, să păstrez, să lăsăm. Prestația, disciplina, în primul rând, fără disciplină, dacă nu e disciplină, nu se primește nimic mai departe. Plus la asta, petrăiesc foarte mult, am neajuns că, fiindcă fiecare lucru care nu l-am putut îndeplini, retrăiesc. Mă stăruie pe unul cât n-ar fi, cât scurt timp, sau îndeplinesc, sau repar, chiar dacă s-o primit mai rău, cumva să-l repar, să-l fac ca să fie ca oameni, să fie mereu mulțumiți. M-am născut la 20 august 1961 în satul Dumurgeni, în familie de tata muncitor, că muncitor era la fabrica de zahăr, ca toată viața, mama în colhoz, în natal. Din 76 până în 90 am învățat la tehnicul politehnic din Bălți, specialitatea mecanică, inginer mecanic. După absolvire, chiar îndată, am fost luat în armate sovietice, pe cum era pe atunci. Am făcut pregătirea 6 luni în Uniunea Sovietică, în Turcmenia, după Turcmenia, un an jumate în Afganistan. Într-o unitate de tanchiști. După armată m-am întors acasă, am lucrat în Chișinău la fabrica de construcții de mașini de un casnic în Chișinău un an de zile, intrat la și pe unul, cum am spus, că mă atrăgea acasă, la Ghindești, după un an de zile, în anii 83, m-am întors acasă, aproape de sat, de părinți, și de atunci până acolo, aici, în orașul meu, care m-am îndrăgostit de mic copil, într-ans. Foarte vesel a fost, foarte, acum nici nu văd copiii joace, cum ne jucam noi, nici ce joci, ne jucam de armata, prin piete, sub piete, prin cărțuri. Da, iarna era rău, tot alături aș fugeam, că se întâmpla câteodată, că părinții nu pregădeau, voi, buniei, străbuniele, în coțun de lână eram pe gheață, striga așa, așa, ca fiecare copii făceam șotii. Și asta, da, a fost o copilărie foarte frumoasă și azi chiar prieteni, colegi de clasă, care până în ziua de azi ținem legătura, măcar trei, unul la Chișinău, unul în sat, este unul aici, dacă la sărbătură, așa ne întâlnim, mai la zile de naștere, așa ne întâlnim, ne aducem aminte de șotele care le-am făcut cândva în mici. Dacă le făceam, eu intram pe furiș acasă, în ogradă și luam căldările și după apă. Și chiar să mă ocărasc tata ori mama, îi mă vedeau căldările, ce posibil, zic, băi, tu ești la chel mușier, săracul. Și cu asta scăpam de pedeapsă, să le făceam. Și poate era ca de obicei, mai tare, ziceam, că nu, că eram ascultător, așa cum acum am fost ascultător, mă mândesc părinții care au decedat ambii. Mama, nu ce să... Deci s-au primit, au fost cazuri. Fără asta, poate, mai mult de la mama. Tata a avut
timp să se ocupe cu noi, că el permanent era. El mai mult se gândește decât la acasă. Dacă mai era când în fabrica lucra, era smene. Rar ne vedem. Vine dimineața, eu mă ceam la școală. El când vine, se duce, eu venim la școală, așa se întâmplă, că nu ne întâlnim, ne întâlnim. Când mama, ca mama. E ni Iluie, e ni pedepse, dacă trebuie. Foarte, minim, practic m-am crescut străbunelul, bunelul lui mama, o grădă care a trăit de mic. Foarte mă stimam, eu stimam, tinerul plecat din viață, bunelul m-a murit pe război. În 45, în aprilie, nu în aprilie, eu așa am pe urmă am documentație în Germania. Eu n-am avut, cum am știut, mama avea 2 anișori, când mama din 42 era și am 45 și bunelul, deci era, el n-a prietenat să ne minte, dar mă mândresc că port numele Mihail, bunel tot Mihail l-a chemat și numele în cinția lui mi-a pus mie numele Mihail. Practic, eu sunt stat acolo, că o jumătate de an a fost, vreo 3 luni, nu știu dacă îmi spune el, așa că am fost vitalic. Și documentele, trebuie să ținut de mama, de tata, mișa, 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 așa, așa, și eu am avut în coțuruș. Da, mi-a pus, mi-a schimbat numele Mihai. Odată, chiar când eram în Afganistan, vineau gânduri de astea, soarta bunelului, înțelegeți, îi port numele și poate și soarta lui, că în război nu prea fost toți sănătoși buniei și da, așa. Ei, gândul vine un cap fel de fel. Noi, practic, eram 18 ani, de 18 ani, ne-am intrat în Afganistan, e aproape 19 ani, când am intrat în Afganistan, era, să zicem, ne simțăm, nu știu, comod, fiindcă era țară străină pentru noi, religie străină, musulmani și multe chestiuni. Noi eram, practic, am trecut toate, aici, în centru de instruire, catenarea, că nu știam dinainte când ne pregătesc pentru Afganistan. În 80 eram proaspăt, că am atunțat proaspăt în Afganistan și primele schimbări au fost noi, că pentru primele schimbări în 80. Nu, dar nu ne-am gândit așa, că așa de greu, așa condițiile nu erau ca în Uniunea Sovietică, prostiile albe pe patru pe acolo. Acolo dormeai care și un nivel în tank, în borde, pe urmă, încoace, după noi, pe anii de 83, 84, până în 89, s-au construit cazarme, moduri, dar deodată, care și unii cu mai mult dormeam, puneam și cum ne prindea, că eram permanent în, eram într-un garnizon, dar noaptea ne păzăm singuri pe noi, dar ziua coloanele cu muniții, cu alimentare care le aducem, le păzăm, mergem, păzăm cu tankurile și cu acestea că am fost închis. Alt cazul că am căzut pe mine, tankul meu dată a fost atacat de multe ori, coloanele unei au fost mulți decedați. Am chiar un prieten, ca fratele, socotim, eu când am plinit 20 de ani, nu a fost atacat coloana. În 20 august, în 81, ne-a atacat dușmanii și un tank l-a prins, unde în echipaj era moldovan de la noi din Căușeni. Până astăzi suntem legături, suntem cu mătări, ne întâlnim, ne sunăm, ne vedem, chiar de mult ne-am văzut. Legătând tot este la departare, văd 150 km, dar nu e săptămână să ne sunăm, să nu ne... Eu m-am născut tot odată, odată. Eu l-am scos din tank, când am de tank, am dus l-am scos pe dânsul din tank, care sunt gloanță, îmi pușcau de toate părțile, era noaptea, de se nopta, era în spune. Este aici comandantul, comandirul tankului și doi din
din Herson, că mă gândeam că o ars în tank și mă scoza, dar nu pistol de le-a murit o dată urmări. Plus asta, un membru echiparul din Belgrad, că de orașul Belgrad, Tolik Zagaica, și îi cunosc azi numele la am și Alexandru Dubasov, care au decedat o rodea din Căușeni, scăpat. A fost cază, este un cază că s-a tipărit, nu a putut uita nici eu, nici Vova, ne întâlnim și mai chiar mai de mult. Am fost la centru de reabilitare la Chișinău și eu și cu dânsul acolo ne-am, el m-a rugat, scrie-mi și pe mine dacă poți acolo, am scris că-s președintele afganilor, Raionul Florești. Iubitul, pentru că avem, chiar și acum mă gândesc, istorie, mai ales istoria, pentru mine era cel mai obiect preferat, istoria. Dar am învățat ca băieții cu bine și foarte bine, dar după aceea am intrat la tehnică. Așa, lecția mă străduiesc și eu disciplinat, n-am avut, așa, n-aveam absență, să am, să avem, să am ceva, că părinții mei adunare să primească, să fie o cărință, să fie ceva, așa, ceva, așa cazul n-am avut. Eram ascultător, mă străduiam să nu dau de rușine părinții, în primul rând, tata ce fă ce vrea, numai nu-mi dea de rușine și stăi rău. Și toată viața așa mă trăit până și acum, știi, știți cum, până ce a fost în viață. Eu mă îndrept cu dâns și ei cu mine să mă îndrept. Eu m-am dus la altă facultate cu totul, să intru la radio, aparatură, radio, și de acolo, în moment, brus pe loc, când dădeam documentele, șeful de catedră acolo m-a convins că ce trebuie, trece ce aici, e interesant, aici e tot, e mecanică, e metal, e tu, poate, și ne-a stat alături, am împreună, mă rog. Ei, da, să încercăm, dar trecem aici, și așa, și s-a privit că mecanic, tot mă gândeam, prietenii mei, că, de colegi de clasă, că unul, am stat de doctor la Cașmănova, doctor veterinar, tot acolo și cam și ea era planul acolo, dar până la urmă nu mă duc la bani, nu mă duc la... Și ei tot ce zic, ce îți faci tu cu șierile tale în viață, că te-ai pus? Dar eu mă s-am pus în injecție și am 10 lei, 10 ruble, oricum zice, am pus în injecție și la găină și așa. Și practic așa, eu mă mai întâlnesc mult cu deși, eu cu mehanica mea am cat la fabrica de zahăr, peste 20 de ani, că am ajuns până la ca mehanic adjunct la fabrica de zahăr. Da, am lucrat în poate în diferite structuri și în construcții și în, da, am avut posibilitatea că am mai terminat. Alături de copii, nepoții vin toți, că vin și de la Chișinău, de la Bălțcov, fiică tăi este în Chișinău și una în Bălț. Și vin ambii să întâlnesc și nepoții. Și vesel în jur la frigăruină, liguță, că în tradiție mă vineșcă. Înseamnă tot ce am bogăție, o mândrie pentru mine că trăiesc în orașul Gândești și unde nu m-aș duce, mă mândresc și mă laud chiar al... Îndată să mă străduiesc să-i fac și imnul orașului Gândești, care ai crescut pe o câmpie, da, că viața ta, menirea ta a fost să fie ca viața să ne-o îndulcești. Da, e ceva deosebit, mi-au scris versurile fostă directorul de liceu, când era pe atunci, doamna Maria Vasilina Bruma, muzica, tot un compozitor de la noi din Gândești, Pașa Valeriu, ne-a dat muzica și o cântă horul bisericesc din Bălț, cântă, am scris. E ceva, da, e frumos, și ca să mă mândesc și îmi place. Și e bun. Văd la cineva ceva mai bun, până și nu copii, fac, schimb ceva modalitatea, dar fac.
fericit că s-a născut primul fiică, primul nepoțel, care având două fete, să nasc un nepoțel ăsta pentru mine aur și acum. Adică că în luna aceasta împlinește, în luna iunie împlinește 18 ani, este și mă mădesc, sunt eminent, învață, să sper și tot să lege și lui place, gândește și vine aici permanent, Sâmbătă Duminică, vine la Bonelul, Sângului, vine că îi place, gândește Bonelul, eu vreau să trăiesc aici, zic, băi, tu du-te mai departe Bonelului, ce s-o găsit, tu ți-ai găsit ceva mai frumos, poate că gândește. Chiesc, Chișinău, sunt localități în România, unde au de planul medicină, să vadă cum. Trist, practic, am pierdut cel mai scump și pe lume mama. În 1 octombrie, pe rău, brusc, suprimit, nu ne-am așteptat. Așa, că am greitat cu ei, la domnul Jean m-am dus și am săptat ceva. E, nu-i clar, nu-i cu trievul galbă, nu mi-aș spun sori, aici la gândește, trăiești, crează la gândește, și zic, nu s-a dus să vede și cu mama că nu-mi place. S-a luat la gândește și a doua zi, eram la lucru aici, sunt la 11 și a murit mama. Asta a fost în 8 octombrie, 5 octombrie. Știi că am, mă mândresc cu viitorul care nepoții, ei mi dau viață, mă dau mereu, sunt bunierni, sunt interesați, vin. Multe le povestesc, eu nu prea iubesc, le povestesc de Afganistan, dar îi vedem hainele mele, mă întreabă asta prin medalii, pentru, și cum, știți cum, rolul interesant. Vă spun, cinstit în credință mai mult fotbol, iubesc fotbol, mai, da, l-am iubit și așa am jucat când l-am mic. Aici chiar am sus echipa, până acum de fotbal, tatăl de Sărată și tot de la fotbal, pe care avem copiile acestea, care noi am mai mult fotbol și sportul. Socot că da, să ai familie bună, trainică și cu copii cu ce poți. Doresc la toți fericirea care o am eu și numai bine. Doamne să mândrească, mă mândresc eu de familie.